Joi 25 iunie 2020, promoția 2020 a Facultății de Drept și Științe Administrative a organizat cursul festiv cu respectul pentru lege. Orice obstacol și alături de care am consolidat mai mult decât o simplă relație de colegialitate. Să transmitem know-how și cunoștințe comunității locale. Acum 4 ani, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a adăugat celor 9 facultăți o nouă entitate, Facultatea de Drept și Științe Administrative. Vă spun că astăzi sunt fericită că am reușit alături de o echipă excepțională să ne vedem la ineditul curs festiv al FDSA. Studenții de la programele de studii de drept, poliție locală și administrație publică au terminat acum anii finali și au cerut sprijinul conducerii universității pentru a organiza cursul festiv tradițional, cum se întâmpla în fiecare an. Nu la fel în anul acesta, pentru că solicitarea a fost admisă sub litera și spiritul legii, respectiv capitolul 5, măsurile și regulile pentru evenimente culturale organizate în aer liber pe perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii COVID-19 din ordinul 2879 pe 969 pe 2020. S-a decis că se vor folosi toate instrumentele necesare pentru ca această acțiune să se desfășoare în condiții de siguranță. Și așa s-a întâmplat. Vă mulțumim!